Bună ziua, dragi colegi și colege, și bine v-am găsit la acest club de presă și vă mulțumim că ați dat invitație noastră de a fi prezent astăzi aici. Așa cum bine știți, este un eveniment organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și de Ministerul Muncii și Protecție Sociale din Republica Moldova. Suntem cu toții în ajunul unui eveniment extrem de important pentru întreaga omenire. Încă puțin și vom atinge o cifră record pentru populație, este vorba de cifra de 8 miliarde de oameni. Dacă este întoarsă orizontal, atunci cifra 8 se transformă în binecunoscutul simbol al infinitului și respectiv 8 miliarde de oameni înseamnă un infinit, o lume cu posibilități infinite. Sunt Veronica Gherbovețchi și sunt jurnalistă și astăzi voi modera acest eveniment. Mă bucur că sunt și eu una din cele 8 miliarde de oameni de pe glob, la fel cum și voi faceți parte din această cifră impresionantă pentru populație. Și pe măsură ce populația pe glob este în creștere, în multe alte țări, inclusiv în Republica Moldova, situația arată un pic invers, sau chiar foarte invers, o să aflăm astăzi. Cum ne adaptăm la o lume în schimbare și ce trebuie să facem astăzi, astfel încât să fim mai rezilienți pe viitor? Sunt câteva de întrebări la care vom încerca să aflăm astăzi răspuns de la speakerii acestui eveniment. Este vorba de domnul Marcel Spătari, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, și de la doamna Neghina Abazada, reprezentanta rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Bine ați venit și dumneavoastră și felicitări că faceți parte din cele 8 miliarde de oameni de pe glob. Alături de noi în sală se află și doamna Olga Găgăuz, demografă, una dintre autoarele studiului Generații și Gen. Este vorba, probabil multă lume știe deja, este vorba de un studiu foarte complex, cel mai complex din câte am înțeles noi, un studiu demografic longitudinal care monitorizează schimbările demografice ce au loc în Republica Moldova. Și de asemenea vreau să vă mai spun că este un club de presă, nu este o conferință tradițională, dar la fel avem posibilitatea să facem notițe și să adresăm întrebări. De aceea vreau să vă invit să fiți activi. În continuare, vreau să vă invit pe doamna Neghina să ne ofere un cuvânt de salut și să ne oferiți mai multe detalii despre tendințele demografice ce au loc la nivel mondial, dar și la nivel regional, și astfel să încercăm să înțelegem unde se plasează Republica Moldova în acest context. Așadar, vă rugăm. Bine, dragi colegi, dragi prieteni, stimate domnule ministru, felicitări pentru că sunteți și dumneavoastră unul din cei 8 miliarde de oameni pe glob. Cifra este enormă, iar oportunitățile sunt extraordinare și infinite, cum ați menționat. Deci, într-adevăr, este un punct de reper foarte important pentru umanitate și noi, în calitate de Fond al Națiunilor Unite pentru Populație, noi dorim să comemorăm această cifră și noi, la fel, dorim să recunoaștem că, de fapt, vorbim despre sărbătorirea, celebrarea multiplelor succese pe care le-a realizat umanitatea. Oamenii trăiesc mai mult, calitatea serviciilor de sănătate, accesul la servicii de sănătate este mult mai bună și lumea abordează mortalitatea copiilor și a femeilor într-o măsură anumită. Și respectiv, în același timp, noi am dorit să recunoaștem că de fapt avem inegalități în sensul accesării acestor servicii, în sensul accesării diverselor servicii sociale, serviciilor de sănătate, și este anume ceea ce trebuie să analizăm. Noi avem o mică prezentare pentru a reflecta puțin asupra datelor pe care UNFP le-a pregătit în baza analizei globale. Aș vrea aici să reflectăm asupra acestor lucruri. Deci, în primul rând, primul lucru pe care vreau să-l menționez este că populația crește, dar crește mult mai lent decât în trecut.
Deci, populația mondială a ajuns la 8 miliarde în 2022 și am avut nevoie de 12 ani ca să acumulăm un miliard, de fapt. Adică 12 ani în urmă populația era 7 miliarde și următorul miliard, pentru a înregistra încă un miliard, vom avea nevoie de 15 ani. Deci următorul miliard va fi adunat în 15 ani, adică către anul 2037. Ceea ce înseamnă, de fapt, că populația va continua să crească, dar creșterea va încetini. Și estimările pe care le avem noi este că până în 2080 lumea va ajunge la un număr de 10 miliarde oameni către 2100. Și următorul element pe care ar vrea să-l accentuez este că schimbarea centrului, să zic așa, ceea ce înseamnă că pentru, până în 2022 mai mult de jumătate din populație, adică 4,3 miliarde de oameni, sunt concentrați în Asia. India este cel mai mare contribuitor cu 177 milioane populație, fiind urmată de China cu 73 milioane. În afară de aceasta, populația sau creșterea anuală a populației în Asia de Sud-Est este de 0,2%, adică, pe termen lung, încă o regiune, care este Africa subsahariană, va deveni cea mai populată zonă de pe glob, unde creșterea anuală a populației este de 2,5%. Deci aș vrea să mai spun aici că 50% din sarcinile care sunt înregistrate ca parte a acestor 2,5%, o parte sunt sarcini în rândul adolescentelor. Deci este un domeniu clar în care avem de lucru în calitate de umanitate. Mai departe, vorbim despre numărul mai mic de copii. Fertilitatea în scădere este o îngrijorare pentru foarte multe țări la moment, dar eu cred că noi trebuie la fel să analizăm acest lucru din diverse perspective. Mai mult de 60% de locuri, mai mult de 60% reprezentanțe a populației, fertilitatea este mai jos de nivelul de reproducere. În Republica Moldova, nivelul fertilității este de 1,7 la moment și aș vrea să spun că în anii 50, rata fertilității era 5, iar acum media este 2,3 copii per femeie. În continuare, trebuie să mai analizăm diverse elemente care s-ar putea să influențeze alegerile făcute de pereche în declinul fertilității și care sunt motivele care stau în spatele acestea. O viață mai lungă. Deci, da, oamenii trăiesc mai mult acum și, după cum am spus, este ceva ce trebuie să sărbătorim sau reprezintă succesele înregistrate în acest sens. Speranța de viață a crescut de la 46 de ani în 1950 la 72 în 2019. Și în același timp, disparitățile continuă să existe între cei țările bogate și sărace și în țările cu venituri mici, acolo speranța de viață este cu 10 ani mai mică decât în cele mai dezvoltate. Populația vârstnică care îmbătrânește este o altă caracteristică a dinamicii mondiale demografice. Deci, în anul 2022, cota persoanelor cu vârsta de 65 de ani și peste este în jur de 10% și se așteaptă că va ajunge la 16% cât în 2050. În același timp, în diverse regiuni, acestea sunt la diverse rate și în Europa și America avem cea mai bătrână populație cu 11% cu vârsta peste 65 de ani și către 2050 una din patru persoane în aceste regiuni va avea vârstă de 65 de ani sau mai mult. Pe lângă aceasta, o altă caracteristică ar fi oamenii în mișcare. Este la fel un element foarte important al tendințelor demografice pe care trebuie să le abordăm și pe care trebuie să le luăm în considerație. Emigrarea este de 3 ori mai mare decât a fost în anii 70. Către sfârșitul anului 2021 erau peste 281 de milioane de oameni care locuiau în afara țărilor de baștină. Practic, 2/3 din aceștia erau migranți de muncă, adică în majoritatea cazurilor oamenii se deplasau în căutarea unor oportunități mai bune. Alte motive de emigrare sunt de obicei schimbările climatice, conflictele, în căutarea unui azil, războaie,
migrația și duce la reducerea populației, în special în țările cu o fertilitate scăzută, și face o diferență critică în ceea ce privește schimbarea demografiei și a populației. Ceva, din câte știm, înțelegem mai mult că în Europa, Europa se confruntă cel mai mult cu probleme demografice și de asemenea mai știm că Fondul ONU pentru Populație are un program special ca să cerceteze aceste aspecte și să intervină. Puteți să ne oferiți mai multe exemple, mai multe detalii despre acest program de reziliență demografică și ce mai exact presupune acesta? Yes, for sure. Da, desigur. În calitate de fond al populației al Națiunilor Unite, noi analizăm problema nu doar din perspectiva amenințării sau a depopulării înspăimântătoare, dar analizăm asta din perspectiva oportunităților. Aș vrea să mai spun că îmbătrânirea este un privilegiu, de fapt. Există foarte multe țări unde oamenii nu pot îmbătrâni din diverse motive, din cauza unui război, din cauza condițiilor proaste de trai, calitatea proastă a serviciilor de sănătate și așa mai departe. Deci trebuie să începem de la punctul că, în primul rând, trebuie să apreciem faptul că Republica Moldova este o țară în care oamenii pot îmbătrâni cu demnitate și respect. Este primul element. Și al doilea element, da, într-adevăr, fertilitatea în scădere devine o amenințare pentru securitate sau demografică. Și iarăși, reziliența demografică, programul acesta de reziliență demografică ține cont de toate aceste aspecte și schimbă abordarea în sensul abordării problemei. De exemplu, dacă vorbim despre fertilitatea în declin, haideți să ne uităm atunci ce putem face ca perechile, de fapt, să prefere să aibă mai mulți copii. Deci ajungem aici la anumite facilități, instituții de îngrijire a copilului, politici prietenoase familiei și așa mai departe. Dacă vorbim despre populația vârstnică, să ne gândim cum putem folosi potențialul lor, deoarece noi știm că oamenii, de exemplu moldovenii care lucrează peste hotare, ei preferă să vină acasă atunci când îmbătrânesc. Da? La vârsta de 65 și mai peste, ei vor să revină înapoi acasă. Deci întrebarea este cum le putem schimba potențialul lor? Cum putem noi utiliza în mod inteligent înțelepciunea lor, de fapt? Deci asta, iată de ce noi vorbim despre reziliența demografică, fiindcă va face societatea mai puternică, va face societatea mai rezilientă. Și eu cred că Republica Moldova nu poate gestiona această situație singură. Iată de ce acest program acoperă întreaga regiune a Europei de Est și toată Europa chiar, fiindcă trebuie să facem o echipă comună, trebuie să abordăm problema migrației, trebuie să ne uităm la toate condițiile, cum securizăm lucrătorii care lucrează peste hotare, cum ne asigurăm că, de fapt, îmbătrânesc în demnitate și respect. Iată de ce noi vorbim despre programe regionale cu privire la reziliența demografică. Și noi, la fel, mai este așa numită alianță de la Sofia, domnul ministru Spătare a fost acolo la lansarea acestei alianțe și, de fapt, vorbim despre o alianță a țărilor care elaborează politici, care consideră sau cred că prin intermediul rezilienței demografice noi putem veni cu schimbări pozitive, putem aduce schimbări pozitive și avea un viitor mai prosper. Vă mulțumesc! Această explicație, dar și pentru eforturile pe care le depuneți ca să consolidați, să susțineți autoritățile, factorii de decizie din Republica Moldova, astfel încât să aibă, să știe cum să atenueze impactul schimbărilor demografice din Republica Moldova, care inevitabil se produc. Nu avem cum să le oprim, dar putem doar să încetinim puțin ritmul așa, acestui proces. Sper că este în regulă și putem să vizualizăm în ceea ce urmează un material informativ, în format video, ca să vizualizăm ceea ce am vorbit puțin mai sus.
Dar am urmărit acum câteva momente, este vorba de un clip în care, printre altele, putem să înțelegem ce înseamnă mai exact această reziliență demografică. Auzim foarte des acest termen, de iată am avut ocazia să vedem câteva idei, cum poate fi acest proces și câteva soluții. Domnule ministru, am văzut de creat medii favorabile, astfel încât familiile tinere să poată prospera aici, acasă, în Republica Moldova, așa cum ați dedus, în continuare. Vorbim cu domnul Marcel Spătari, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Vă mulțumim mult că ați reușit să ajungeți și să fiți astăzi alături de noi. Așadar, avem 8 miliarde de oameni pe glob, dar avem 2,6 milioane de oameni în Republica Moldova. Și vrem să aflăm de la dumneavoastră, în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, ce măsuri întreprind acum autoritățile, astfel încât să consolideze această rezistență, să zicem, demografică a țării și să ne pregătim pentru un viitor în care majoritatea populației va atinge vârsta de 60 de ani și mai mult. Și știm deja că fertilitatea este astăzi sub pragul de înlocuire a generațiilor. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu eram la facultate atunci când se marca numărul de 6 miliarde. Între timp nici n-au observat cum au zburat anii și sunt acum la evenimentul despre 8 miliarde. Nu știu când s-au produs cele 7 miliarde, între timp a sărit peste mine cumva evenimentul. Eu îmi dau seama că este vorba despre o convenție, adică este foarte greu să numeri oamenii de pe glob. Noi, cumva, statisticienii au făcut un model și estimează numărul de oameni de pe glob. Nouă ne este greu să numărăm familiile din Republica Moldova, dar aminte oamenii de pe toată planeta. Totuși, evenimentul cred că este o bună ocazie de a ne gândi la ce înseamnă creșterea numărului populației în general pentru planetă, pentru prezența noastră ca specie pe această planetă și cum ne împăcăm noi cu natura și mediul înconjurător și dacă suntem o amenințare pentru planeta asta sau suntem dimpotrivă ceea ce dă sens existenței, punctul ăsta albastru în univers. Sunt foarte multe provocări atunci când vine vorba despre evoluția populației și Republica Moldova a experimentat din plin toate aceste provocări în ultimii ani. Numărul populației nu este un secret, este în continuă scădere din anii 90. Da, avem trei scenarii, de fapt, în proiecțiile specialiștilor care au elaborat teoria schimbării pentru reziliența demografică în Republica Moldova și în cele trei scenarii, oricum populația noastră continuă să scadă până în anul 2040, dar conform scenariului pesimist, populația ar fi de în jur de 1,9 milioane de oameni, scenariul optimist 2 milioane și ceva de oameni, mai exact 2 milioane 95 de mii de oameni. Uite aici am cifrele, mi le-au scris colegii de la minister. Este clar că tendința este de micșorare a numărului de oameni în Republica Moldova din mai multe motive. Noi, indiferent cât de buni miniștri sau jurnaliști sau economiști, oameni de afaceri n-am fi, nu o să câștigăm de grabă lupta cu piața muncii din Uniunea Europeană, mai ales într-o lume deschisă. Ați văzut, migrația este un fenomen global, oamenii vor continua să plece, noi trebuie să stimulăm pe cei care rămân și doresc să rămână în Republica Moldova, să aibă opțiuni de a face afaceri, de a-și găsi un rost în viață, să îmbunătățim, dar fenomenul migrației va continua și politicile noastre pot să atenueze acest fenomen, trebuie să ne dăm bine seama de acest lucru. De asemenea, noi implementăm, și o să vă povestesc despre măsurile pe care le-am implementat în acest an, implementăm măsuri pentru ca tinerele familii să decidă să aibă copii dacă își doresc acest lucru. Da, este foarte important ca familiile să hotărască singure dacă doresc sau nu să aibă copii. Și conform studiului Generații și Gen, despre care a vorbit și Nighina,
Mersi pentru acest eveniment, doamna ambasada. Conform studiului, familiile noastre își doresc în jur de 3 copii, iar în realitate statisticile arată că în medie în familiile noastre sunt în jur de 1,7 copii, ceea ce înseamnă că mulți și-ar dori să facă mai mulți copii, dar din anumite motive nu decid să facă acest pas. Și aici, bineînțeles, că statul poate interveni pentru a îmbunătăți serviciile oferite familiilor cu copii mici. Și în acest an am implementat mai multe măsuri pentru a ajuta tinerele familii. În primul rând este vorba despre flexibilizarea timpului de lucru, despre o mai bună conciliere dintre viața de familie și viața profesională. Am prin diverse schimbări legislative, sperăm noi că am stimulat tații să participe mai mult în educația copiilor. Am să vă dau doar un exemplu. Până recent, concediul de paternitate putea fi luat doar în prima lună și jumătate din viața copilului. Noi am extins durata în care un tată poate să ia concediu de paternitate până la un an, astfel încât mulți tați care nu reușesc la început să ia concediu să poată să-l ia mai târziu. De asemenea, am acordat dreptul părinților de a-și lua concomitent concediu pentru îngrijirea copilului pentru o anumită perioadă, până acum era alternativ. Am acordat o indemnizație universală tuturor părinților pentru copii de până la 2 ani, indiferent de statutul părinților, pentru a crește un pic veniturile familiilor. Îmi dau seama că oricum este costisitor să crești un copil, dar sperăm ca acești bani să ajute părinții să ofere ceea ce este necesar bebelușilor. De asemenea, am oferit mai multe opțiuni pentru părinți, pentru concediu de îngrijire a copilului, prin introducerea concediului mai scurt, dar cu indemnizație mai mare, de un an cu o indemnizație de 90% din salariul persoanei asigurate. Și un lucru numai puțin important, deja în fază finală este elaborat cadrul legal pentru dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, pentru dezvoltarea mini-creșelor de tip familial. Știu că acest proiect este în Parlament. Ministerul nostru în paralel elaborează standardele sanitare pentru mini-creșe și regulamentul de subvenționare a acestor mini-creșe de tip familial. Este un model care există în mai multe țări. Din câte am înțeles, există și în Republica Moldova, dar nu este oficializat. Noi ne-am dorit să oficializăm aceste servicii de mini-creșe de tip familial, astfel încât părinții să aibă soluții pentru îngrijirea copilului. Din păcate, creșele noastre pot primi doar 15% din toți copiii de până la 3 ani, și este imposibil cu bugetele pe care le avem să construim creșe publice, din păcate, pentru a acoperi pe toți copiii, tot necesarul. Bineînțeles că vom continua să deschidem creșe publice, dar în paralel este bine ca și oamenii să se auto-organizeze, să creeze aceste mini-creșe de tip familial. Pentru asta a fost elaborat și standardul profesional pentru profesia de bone. Din acest an avem cursuri pentru bone care vor fi acreditate și lucrurile, toate acestea se încadrează într-o viziune globală pentru a oferi mai multe soluții părinților care decid să facă acest pas și să dea naștere unei noi vieți. Sunt mai multe proiecte despre sau care promovează mesaje în societate, pentru că nu este vorba doar de niște instrumente, indemnizații, mecanisme, este vorba și despre a schimba percepțiile în societate, despre rolul femeii și a bărbatului în familie. Și aici, împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, împreună cu Casa Națională de Asigurări Sociale și cu alți parteneri, se implementează mai multe campanii de informare. De exemplu, CNAS desfășoară campania Fii Părinte Informat. Noi am lansat la Minister programul Familia și prin toate aceste canale informăm despre faptul că
Trebuie schimbată viziunea oamenilor despre rolul femeilor și bărbaților în educația copiilor, în împărțirea sarcinilor casnice și așa mai departe. Asta este și pentru a restabili egalitatea între femei și bărbați. Din păcate, femeile, mai ales femeile în vârsta fertilității, au o participare la piața muncii cu 10% mai mică decât a bărbaților, tocmai din motivul că de cele mai multe ori în sarcina femeilor este creșterea și educația copiilor, neavând opțiuni alternative de îngrijire a copiilor la dispoziție. Noi vom continua la minister să implementăm mai multe politici prietenoase familiilor cu copii mici, pentru a stimula rata natalității și încă o inițiativă care se discută acum este de a acorda angajatorilor posibilitatea să plătească o parte din costul pentru îngrijire alternativă a copilului sub formă de voucher pentru creșă, tichet de creșă, care să fie defiscalizat sau parțial defiscalizat, și în acest sens discutăm și cu Ministerul Finanțelor și cu fiscul, pentru ca, de exemplu, un angajator, dacă părintele se întoarce mai devreme la serviciu, să poată plăti o parte din costul îngrijirii copilului, de exemplu, până la suma de 2500 de lei, asta se discută în acest moment, iar și trebuie să vedem, să identificăm și soluțiile tehnice pentru a ne asigura că acești bani se duc într-adevăr pe servicii de creșă. Așa este când chemați un ministru la astfel de, la astfel de întâlniri. O să vă povestesc despre tot felul de inițiative pe care le avem noi. Eu sper să avem totuși o discuție interactivă și dacă mai am, dacă mai am ceva ce mi-a scăpat din foile pregătite de colegii de la minister, o să utilizez informațiile astea când o să răspund la întrebări. Mulțumesc. Ziceam, în contextul slide-ului promovăm îmbătrânirea activă și sănătoasă. Dacă puteți să ne spuneți cum încurajăm bătrânii să aibă un mod de viață mai activ, așa cum vedem în Europa, și să nu se gândească atunci când ajung la pensie să închid în case, dar vor să călătorească, să iasă cât mai mult în lume, să se implice, de ce să nu facă niște studii, să se recalifice. Este foarte important, într-adevăr, colegii de la Serviciul Politici Demografice de la Minister au elaborat deja un program pentru îmbătrânire activă și în cadrul acestui program sunt propuse mai multe soluții pentru persoanele în etate să participe activ la viața socială. Noi ne dăm bine seama că, din păcate, în Republica Moldova, persoanele în etate sunt cele mai vulnerabile și în ultimii un an și jumătate am extins programele de sprijin pentru acoperirea nevoilor de bază pentru aceste persoane, prin creșterea pensiei minime, prin introducerea unui program de compensații la energie mai țintit pentru cei mai vulnerabili, prin extinderea programului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece anului și așa mai departe. Dar asta este insuficient, pentru că oamenii în etate nu trebuie doar să supraviețuiască. Ei trebuie să se simte utili în societate, să fie integrați în societate. Și acum suntem la faza la care trebuie să identificăm resurse și discutăm asta și cu Ministerul Finanțelor pentru a implementa o altă abordare. Și aici este vorba despre ceea ce se numește, sau noi am numit convențional fondul de argint. Este un fond de jumătate de miliard de lei care este necesar pentru a implementa măsuri de implicare activă a persoanelor în etate la nivel local, pentru a crea cercuri pentru activități, pentru persoanele în etate, pentru a crea consilii ale persoanelor în etate la nivel local sau regional sau chiar național, un fel de sfatul vârstnicilor, da? care să participe și ei la luarea deciziilor. Și asta este foarte important. Noi mai avem încă o problemă structurală care n-a fost rezolvată în ultimul an și jumătate. O problemă pe care noi avem moștenită de mulți, mulți ani, și asta este faptul că cei mai vârstnici, cei mai vulnerabili, cei cu vârsta de peste 80 de ani, sunt de fapt și cei mai săraci.
pentru că pensia lor este în medie cu 1000 de lei mai mică decât pensia celor care acum ies la pensie sau celor care au vârsta între 60 și 70 de ani. Această nedreptate provine din acea tranziție din anii 90, apoi regulile de indexare ale pensiilor. Am semnalat această problemă și avem nevoie de aceste fonduri, de fondul de argint la început, care parțial va fi utilizat și pentru a corecta această nedreptate. Eu sper să fie identificați cât mai repede acești bani. Noi am pregătit la minister deja un proiect pentru fondul de argint, pentru conceptul fondului de argint și în momentul în care vor fi identificați de resursele, o să implementăm și acest mecanism. Dacă o să-mi permiteți o mică curiozitate despre viața dumneavoastră personală, am văzut că ați atins subiectul legat de implicarea mamelor și a taților în familie, despre rolurile lor. Știm din acest studiu, despre care am vorbit ceva mai sus, studiul egalității și gen, citisem și eu că în mare parte, în medie, 80% dintre femei sunt cele care au grijă de casă, tot ele sunt cele care au grijă de copii și vedem un inechilibru în cazul de față. Aș vrea să vă întreb cum este în familia dumneavoastră, dacă sunteți gata să dați din casă câteva curiozități. Cu siguranță eu nu sunt cel mai bun model pentru asta, din motive inclusiv obiective, pentru că eu am dat curs invitație de a veni la Chișinău pentru a munci în această poziție. Ultimii 12 ani eu am stat la București și familia mea a rămas la București. Deci soția cu copilul încă sunt la București și copilul învață la București la școală. El a fost vara la bunici aici la Chișinău, vine iarna, vine odată la 2 săptămâni, așa să mă vadă. Merg și eu la București, dar este clar că în momentul de față, soția este cea care îngrijește de el și îl educă. Și eu, de la distanță, în fiecare zi comunic cu ei, dar există un dezechilibru în familia noastră pe care eu sper să reușim cumva să-l echilibrăm și să-l compensăm. Dar în primii ani de viață ai copilului, el deja este, e încă copil, are 10 ani, în primii ani mă implicam mult mai activ pentru că eram împreună acasă. Și dacă ne puteți spune cum vă implicați, cum v-ați implicat, dacă tot am dat-o pe viața personală? Nu cred că există reguli generale. Eu aveam un lucru destul de flexibil și eram deseori acasă. Lucram în telemuncă și atunci, când era copilul mic. Adică, fiind expert, experții nu stăteau la birou, biroul meu era acasă. Respectiv, asta m-a ajutat să împart viața de familie, dar nu este ușor. Dacă stai acasă cu copilul, nu prea poți lucra, mai ales cu copilul mic, asta. Mersi mult pentru aceste detalii. Așa ați acceptat să ne povestiți câte ceva despre familia dumneavoastră. Noi ne dorim foarte mult, da, ca să avem cât mai multe exemple din partea bărbaților, astfel încât să dăm exemplu că nu este neapărat doar femeile să fie cele care au grijă de copii atunci când se bolnăvesc, să-și lase serviciul dacă sunt deja antrenate în câmpul muncii, și în felul ăsta să fie ele acasă de copii. Aceste sarcini, îngrijirea casei, îngrijirea copiilor, trebuie să fie împărțite în egală măsură și fiecare să știe cum să-și atribuie rolul, astfel încât să aibă flexibilitatea să fie prezente și femeile la serviciu și bărbații în egală măsură. Dragi colegi jurnaliști, intuiesc că s-au acumulat multe întrebări, de aceea o să o invit alături de noi pe doamna Olga Găgăuz, cum ziceam puțin mai devreme, este o expertă cunoscută la noi, este implicată, este directoarea Institutului Național de Cercetări Economice și este și una dintre autoarele studiului, celui mai complex studiu, de care ziceam puțin mai devreme. Și vreau să aflu o primă întrebare de la dumneavoastră, doamna Găgăuz. Cum poate fi atinsă această reziliență demografică de care am vorbit și mai devreme? Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru această întrebare provocatoare. Dacă vorbim despre reziliența demografică, trebuie să înțelegem ce ea prezintă.
Reziliența la general semnifică capacitatea de a rezista și de a depăși dificultăți. Reziliența demografică este o parte componentă a rezilienței economice, tot un obiectiv care a fost pus în agenda guvernului. Aș accentua că reziliența demografică este o condiție pentru a obține reziliența economică, din cauza că efectivul forței de muncă, raportul dintre populație în vârstă, dintre populația ocupată și cea neocupată, productivitatea forței de muncă sunt acei indicatori care determină posibilități de creștere economică și contribuie la reziliența economică. Reziliența demografică semnifică capacitatea instituțiilor de stat de a face previziuni privind dinamica demografică, de a evalua impactul posibil asupra sferei economice și sociale și de a elabora unele măsuri care vor contribui la atenuarea efectelor negative ale dinamicii populației. După cum cunoaștem cu toții că Republica Moldova deja mai mult de două decenii se confruntă cu declinul populației care se datorează preponderent migrației și scăderii fertilității. Au fost întreprinse foarte multe măsuri, despre o parte din acestea au fost prezentate de domnul ministru, dar vreau să menționez că în prezent Republica Moldova dispune de instrumente care ne permit să facem aceste previziuni și să avem dovezi, baza științifică pentru a implementa măsuri cât mai inteligente care ne vor permite să obținem reziliența demografică. Care sunt aceste instrumente? În primul rând, avem nevoie de date. Și este foarte important că Biroul Național de Statistică, cu suportul Fondului ONU pentru Populație și altor parteneri de dezvoltare, a recalculat populația cu reședință obișnuită, inclusiv în profil teritorial. Deci avem date la nivel de țară și la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială, care ne permit să evaluăm situația actuală. Avem prognozele demografice care sunt elaborate regulat de către Centrul de Cercetări Demografice. Odată la 2 ani apare o prognoză demografică care vine să demonstreze care sunt tendințele în dinamica populației. Acum lucrăm asupra implementării prognozelor demografice oficiale, care pot fi recomandate pentru implementarea în activitatea instituțiilor de stat, în primul rând a ministerelor. Avem metodologia conturilor naționale de transfer, care de asemenea a fost implementată cu suportul financiar al Fondului ONU pentru Populație. Această metodologie ne permite să evaluăm care este contribuția diferitor grupuri de vârstă în producerea venitului național și redistribuirea acestora. Și acest instrument ne permite să implementăm politicile care sunt îndreptate pentru asigurarea egalității dintre generații. Avem studiul Generațiile și Gen, care de asemenea prezintă informații foarte vaste referitoare la viața de familie, intențiile reproductive, intențiile migraționiste, etc. Deci avem evidențe. Avem capacitatea de a elabora unele politici pentru a atenua aceste schimbări nefavorabile care se prefigurează. Trebuie să înțelegem foarte bine că acest proces este de lungă durată și este foarte important ca să-l monitorizăm și trebuie să cunoaștem foarte bine care ar fi indicatorii rezilienței demografice, adică spre ce tindem. Eu aș menționa câțiva indicatori, printre care rata de ocupare a populației. Cu cât mai înaltă va fi rata de ocupare a populației, cu atât mai
rezilientă va fi Republica Moldova, atât din punctul de vedere economic, cât și din punct de vedere demografic. Inclusiv rata de ocupare a femeilor, a femeilor cu copii. Sunt rezerve foarte mari în ceea ce privește conservarea potențialului uman prin reducerea mortalității și creșterii speranței de viață la naștere. Deși observăm creșterea speranței de viață, este o dinamică naturală, totuși decalajul dintre Republica Moldova și țările din Uniunea Europeană este foarte mare. Există și un decalaj dintre sexe, adică populația masculină trăiește în medie mai puțin, aproximativ cu 10 ani decât populația feminină. Alți indicatori. Deci avem o surse informaționale diferite. Avem dorința de a lucra în acest domeniu. Și este foarte important că până în prezent în Republica Moldova s-a format deja o comunitate a specialiștilor care sunt preocupați de problemele demografice și care conlucrează și eu sper că cu eforturile comune noi vom contribui la reziliența demografică a Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult și să deschid și eu niște paranteze după ce am citit acest studiu despre care am pomenit un pic mai sus și la care a participat în jur de 10.000 de oameni, așa este. Ca jurnalist am identificat foarte multe idei de subiecte, deci pot fi făcute reportaje și articole în presă. Un element care mi-a atras atenția este, și am vorbit puțin mai sus despre el, este că despre intenția de a avea copii în Republica Moldova. Deci familiile care au 2 copii, de fapt și-ar dori să aibă 3, dar decid să aibă doar 2. Și vreau să ne explicați de ce se întâmplă acest lucru. Intențiile reproductive sunt așa un indicator foarte abstract. Când noi vorbim despre intenția reproductivă, ne orientăm la unele modele, la tradiții, dar faptul că în Republica Moldova încă nu de mult tradiția de a avea familii numeroase, deci noi toți ținem minte, mai ales că ponderea populației rurale este destul de înaltă în Republica Moldova și chiar și în prezent, circa 25% din femei dau naștere la 3 și mai mulți copii. Deci este un răspuns abstract. Noi toți, majoritatea, înțelegem și am dorit să avem o familie cu 3 copii. Dar, în realitate, intențiile noastre reproductive se realizează într-un mediu economic și social și depinde de foarte multe circumstanțe. Aceste circumstanțe anume influențează acel număr mediu de copii pe care are femeia contemporană în mediu. Deci condițiile de muncă, chiar și aceste indemnizații care sunt oferite pentru familii la nașterea copiilor, accesul la locuință, alte aspecte, nivelul material al familiilor, chiar și aspirațiile profesionale, adică când este vorba de realizarea intențiilor reproductive, majoritatea familiilor totuși acum planifică nașterea copilului, planifică în timp, reieșind din acel nivel material, condițiile pe care consideră optime pentru realizarea intențiilor reproductive. Invit acum poate cineva din sală, are întrebări către speakerii acestui eveniment. Este Irina Soltan de la Agora. Ai microfon? Da. Nu cred. Mulțumesc. Bună ziua, Irina Soltan, Agora. Domnul ministru, probabil dumneavoastră aveți răspunsul. Eu vreau o să profit din microfon și o să vă adresez 2 întrebări deodată. Și vorbesc despre consecințe. Pentru că deci, indicii demografici în scădere s-au întâmplat deja de ceva ani și acum noi suportăm consecințele care sunt. Mai puțin copii născuți înseamnă în timp mai puțin forță de muncă și mă refer anume la formarea pensiilor, asigurarea cu pensii. Ori acum câțiva ani munceau 2 angajați ca să formeze o pensie pentru un pensionar. Acum acest indice este practic 1 la 1. Întrebarea este dacă acest risc
se păstrează în viitor sau există probabilitatea ca să se înrăutățească, să scadă și mai mult, și în cazul unei astfel de consecință, cu ce soluție intervenim și cum compensăm formarea pensiilor pentru pensionari, cum le asigurăm? Aceasta ar fi prima întrebare. Iar a doua întrebare tot ține de forța de muncă. Ori angajatorii se plâng în ultima perioadă de un deficit acut pe unele domenii și o să ne spuneți dumneavoastră, sunt deja intenții de import de forță de muncă, dacă e corectă formularea? Și iarăși aceeași întrebare. Riscăm să ajungem țară care importă forță de muncă și cum compensăm acest lucru? Mulțumesc! Foarte bune întrebări! Cred că dacă am fi la concursul de vreau să devin milionar, ar fi ultimele întrebări, cele mai complicate. Million dollar question. La prima întrebare, aveți dreptate. Există o presiune foarte mare pe sistemul de pensii și raportul coboară spre 1 la 1. Acum este 1,1 salariați la un pensionar. Asta înseamnă... Am mai spus-o și la alte interviuri. Dacă prin absurd ar fi să împărțim toți banii care vin din contribuții pe asigurări sociale în mod egal tuturor pensionarilor, asta ar rezulta o pensie din jur de 2300-2400 de lei. Deci este ridicol de puțin. Este clar că în mod structural, fundamental, sistemul de pensii astăzi nu poate fi finanțat doar din contribuții. De aceea, statul își asumă să subvenționeze sistemul de pensii prin impozitele generale. Din bugetul de stat, în fiecare an, se transferă în fondul de pensii ceea ce numim deficit. Acum, colegii de la Casa Națională de Asigurări Sociale povestesc că în anii 2000, spre sfârșitul anilor 2000, au ajuns la echilibru, adică contribuțiile sociale acopereau pensiile și chiar mai rămâneau un pic de bani. De mai mult de 10 ani asta nu se mai întâmplă și în fiecare an deficitul crește. Mentalitatea celor care lucrează la Casa Națională de Asigurări Sociale, și asta este absolut normal, este ca noi să tindem spre un astfel de echilibru. Noi avem anumite rezerve și am să vorbesc despre rezerve, de unde am putea să obținem un pic mai multe fonduri. Dar tendința este că noi vom, din ce în ce mai mult, vom avea acest deficit și trebuie să ne învățăm să trăim cu el. Unele state, în special statele baltice, de exemplu Estonia, au hotărât să tolereze și să finanțeze masiv sistemul de pensii din bugetul de stat, să cofinanțeze. Eu cred că noi suntem într-o astfel de situație și trebuie să vedem care este punctul de echilibru tolerabil pentru sistemul bugetului, cât putem să finanțăm. Și anume, schimbarea acestei paradigme a permis să creștem pensia minimă substanțial în ultima perioadă. Deci noi am crescut pensia minimă de la 1100 și ceva de lei când am venit la 2278. E foarte puțin, sunt niște sume ridicole, eu îmi dau seama, e foarte puțin, nu poți trăiești cu acești bani, dar este maxim ce s-a putut face, să dublăm pensia minimă într-un an și o să continuăm să o creștem. Soluția nu este ușoară. Sistemul de pensii este un sistem costisitor pentru țară, este adevărat. Chiar și cu pensii mici. Asta e un paradox. Avem pensii mici, dar ne plângem că e costisitor. Da? Și soluția este în rezerva pe care noi o avem. Și iată aici ajung la rezerva pe care noi o avem și asta, rezerva aceasta este munca subdeclarată. Nici măcar nu atât munca la negru, ci munca subdeclarată. Din păcate, noi avem o practică foarte răspândită în Republica Moldova, când contracte de muncă există, dar oamenii sunt plătiți mai mult de jumătate la plic. Da? Salariu minim 3500 de lei, restul la plic. Din păcate, acest fenomen și acest lucru se tolerează încă foarte mult în Republica Moldova. Și noi nu avem instrumente suficient de bine puse la punct pentru a identifica aceste cazuri și pentru a le contracara. Nu știu. A stimula conformarea voluntară prin niște mecanisme de subvenționare, ceea ce noi o să încercăm să facem, dar și de a penaliza, pentru că asta până la urmă este o încălcare a legii. Și pentru asta noi purtăm o discuție și cu fiscul, dar pe domeniul nostru de activitate noi vrem să fortificăm inspecția muncii, ca ei să analizeze și în baza criteriilor de risc
să identifice companii care practică munca nedeclarată și munca subdeclarată. Deci eu cred că aici, în acest domeniu, noi avem o rezervă destul de semnificativă la nivel de țară, de unde am putea să acumulăm niște resurse ca să menținem această balanță a sistemului de pensii. Este posibil ca într-un viitor mai îndepărtat unele alte guverne să ia decizii nepopulare pe sistemul de pensii, așa cum s-a întâmplat și în alte țări, și asta nu trebuie exclus. Noi nu avem de gând să facem asta, pentru că încă putem să menținem echilibru, dar tendința este pe care o cunoașteți. Acum, în ceea ce privește a doua dumneavoastră întrebare, care era despre, amintiți-mi? Despre forța de muncă. Despre importul forței de muncă. Foarte bună întrebare. Eu sunt de acord cu doamna Gagauz atunci când spune că discuția despre demografie sau despre reziliența demografică trebuie să fie purtată în jurul unor indicatori cheie, KPIs. Da? Și un astfel de indicator este rata de ocupare. Republica Moldova are o rată de ocupare foarte, foarte scăzută. Din cauza muncii la negru, din cauza îmbătrânirii populației și așa mai departe. Rata șomajului e foarte scăzută, dar rata ocupării de asemenea e foarte scăzută. E așa un paradox. Și este adevărat că angajatorii se plâng că nu găsesc forță de muncă, dar angajatorii se plâng că nu găsesc forță de muncă de un anumit profil, de calificări. Dorința de a importa, da, și noi avem presiune și avem mediul de afaceri care cere să importe forță de muncă din țările asiatice, da? Dacă tot vorbim de 8 miliarde de oameni, acolo este forță de muncă în exces în țările asiatice și mulți ar dori să vină în Europa, Moldova fiind o punte de intrare în Europa. Dar eu cred că noi nu am, încă n-am ajuns să utilizăm pe deplin forța de muncă pe interior, asta este părerea mea, cel puțin pentru muncile necalificate. Iar pentru muncile mai calificate, IT, de exemplu, da, putem să deschidem piața pentru cei din Uniunea Europeană. Noi vrem să ne integrăm cu Uniunea Europeană. Dar ar fi normal să deschidem în primul rând piața către cei din Uniunea Europeană. Da? Chiar discutam săptămânile trecute cu investitorii francezi. Și ei ne-au spus că în Franța există studenți moldoveni care termină studiile în Franța și în Franța, la sfârșitul studiilor, se face stagiere. Da? În muncă. Și eu am făcut. Eu am făcut studii în Franța și am făcut un an de stagiere. Păi, sunt firme din Moldova care ar vrea să ia studenți moldoveni care au făcut studii în Franța la stagiere în Republica Moldova, numai că cadrul legal nu le permite să facă acest lucru. Și noi ar trebui să revizuim cadrul legal ca să permitem studenților moldoveni care au învățat în Occident să revină, să se angajeze în firmele noastre prin diverse metode de stagiere, internship, ca ei să rămână, să se integreze aici și poate urmează o carieră profesională în firmele sau în investițiile din vest, în Republica Moldova. Deci, există presiune, dar subiectul nu e atât de simplu. Exact așa cum alte țări, de exemplu, unele țări din Orientul Mijlociu, n-am să spun exact care, vin la noi la minister și ne roagă să flexibilizăm ca să meargă moldovenii acolo să lucreze pe șantiere și să construiască stadioane, și noi rezistăm și nu suntem întotdeauna de acord cu toate condițiile, exact așa și noi trebuie să fim foarte atenți ca să nu importăm forță de muncă care să reprezinte de fapt o problemă pentru reziliența demografică. Pentru că oamenii care vin trebuie să fie niște oameni de o anumită competență, de un anumit nivel. Da? De aceea aici e o problemă destul de dificilă pentru că, pe de o parte, mediul de afaceri are dreptate când spune că e greu să găsească oameni calificați în Republica Moldova. Pe de altă parte, noi avem oameni care ar trebui să fie calificați. Avem 130.000 de tineri între vârsta 15 și 29 de ani care sunt NEET, care sunt Not in Education, Employment or Training. Da? Care, 130.000 de oameni care ar putea fi formați să aibă profesie, că ei nu au nicio profesie. Și pentru asta trebuie să flexibilizăm și instrumentele pe care le avem. De exemplu, și cu asta am să termin. Anul viitor o să schimbăm felul în care ANOFM, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, oferă măsuri active de ocupare, de exemplu, formare profesională. Pentru că tu te duci ca șomer și vrei să te angajezi, dar nu știi nicio profesie. Și atunci ANOFM îți dă posibilitatea să faci o formare. Până acum, cum era? Erau doar câțiva prestatori de formări
profesionale care câștigau achiziția publică la început de an și puteau să facă aceste formări, foarte puțin la nivel de țară, și dacă tu erai din Drochia, trebuie să duci la Florești ca să faci formarea. Și evident că era complicat. Acum, de anul viitor, o să fie mai mulți furnizori și o să fie un sistem de vouchere. Și persoana care se înregistrează la șomaj va avea un voucher și va putea alege ea la cine se duce, la care furnizor, și după aceea furnizorul este plătit. Adică vrem să flexibilizăm și partea asta de formare profesională să fie mult mai dinamică. Pot să vă povestesc încă tare mult, dar eu vreau să fac un anunț că doamna Găgăuz urmează să se retragă un pic și de asta, dacă sunt întrebări către dumnea ei, să ne spuneți acum. Nu sunt întrebări către dumneavoastră. Mulțumim foarte mult că ați dat curs invitații și ați fost alături cu precizările de rigoare. Aș dori să adaug un pic cu privire la întrebarea, cu privire la sistemul de pensii și toate propunerile. Eu cred că este important să acceptăm conceptul îmbătrânire active. Da, noi trebuie să ne ocupăm de sistemul de pensii, de mărirea pensiilor, dar există și alte posibilități de integrare a persoanelor în vârstă și venitul alternativ. Implicarea autorităților publice locale și examinarea profilului demografic și soluționarea problemelor la nivel local trebuie să aibă loc. Dacă avem un număr de persoane care au anumite competențe la nivel local, care vin din străinătate, care pot fi recalificați sau reformați, la fel pot fi implicați în mai multe activități la nivelul local. Și acest lucru le va oferi nu doar un venit adițional, dar și implicarea socială, va crea această conexiune cu comunitatea. Ei, aceste persoane, ele se vor simți utile contribuind la dezvoltarea societății. Există oportunități multiple de implicarea tuturor cetățenilor când se întorc acasă, când ies la pensie. Sunt mai mulți specialiști care revin din străinătate, profesori, medici care vorbesc italiană, franceză, la fel pot fi implicați la nivelul de comunitate în cadrul diferitor programe și servicii. Ca să completez ce a spus Nighina. Cred că este important noi să dăm cetățenilor ceea ce eu aș numi în engleză, că nu găsesc un termen în română mai potrivit, user experience. Ca cetățeanul să simtă că are un parcurs de cetățean în Republica Moldova. Și pentru asta soluțiile digitale sunt foarte bune, mai ales pentru tineri. Discutam la un alt eveniment despre tineri, și mă întrebase cineva ce alte facilități o să mai facă Ministerul Finanțelor ca tinerii să rămână în Republica Moldova. La noi cumva este viziunea că trebuie neapărat facilități fiscale, nu știu ce. Și eu am început să răspund într-un fel, după care mi-am dat seama că tinerii ei vor să aibă această experiență în viață, user experience, ludic, acest aspect ludic. Și multe state dezvoltă aplicații de cetățean, în care tu poți să vezi care este viitoarea ta pensie în baza la contribuții pe care tu deja le-ai avut. Și noi avem această aplicație, numai că lumea nu știe. De există. M-Cabinet se numește. Dacă aveți semnătură electronică, puteți să intrați, vedeți care este viitoarea noastră pensie, puteți să puneți niște asumții despre care va fi salariul meu, încă câți ani voi lucra, pot fi introduse tot felul de noi module, ce trebuie să fac ca să mă calific pentru prima casă, ca să pot să am un voucher pentru înlocuirea electrocasnicelor, de exemplu. Adică să fie o legătură chiar și digitală cu statul. Asta este foarte important, mai ales pentru tine. Și atunci ei se simt mult mai atașați, ei văd parcursul lor în calitate de cetățean, văd la ce servicii se califică,
ce trebuie să îndeplinească pentru ca să califice la alte servicii. Și noi aici avem un potențial foarte, foarte bun și Republica Moldova este mai avansată decât crede multă lume în aspectul digitalizării, dar din punct de vedere al platformelor care sunt pregătite, nu din punct de vedere al platformelor finale. Deci mai trebuie făcut încă un pas. Să facem câte o aplicație, accesibilitate pentru tineri, ca ei de pe telefon să vadă, iată, toate aceste programe. Și cred că asta va conecta mai mult cetățeanul cu statul. Bună ziua, mi-am spune Natalia, sunt jurnalistă. Înainte de a adresa întrebarea mea, aș vrea o mică precizare. Cu cât se substituie sau cât se subvenționează fondul asigurărilor sociale? Deficitul este de în jur de 30%. Am făcut acel exercițiu teoretic, da? Pensia medie, de fapt, acum este de în jur de 3.400 de lei. Deci 2.300-2.400, deci 1.000 de lei în medie per pensionar. Dar fondul asigurărilor sociale nu acoperă doar pensiile. Da. Pensiile reprezintă în jur de 78% din partea asigurată a bugetului asigurării sociale de stat, deci e un pic mai complicat. Restul este concediu de boală, de maternitate și așa mai departe. Și eu vreau să vorbim un pic despre moldovenii din diasporă care vor reveni acasă, în special moldovenii din Italia, pentru că acolo avem foarte multe femei care acuși peste 3, 4, 5 ani vor ajunge la vârsta de pensionare și ele se vor întoarce acasă. Ce programe sau ce politici are statul pentru aceste categorii de persoane? Pentru că foarte puține dintre ele vor avea dreptul la calcularea pensiei sau chiar și dacă va avea acest drept, va fi o pensie minimă. Ce va face statul? Mulțumesc! Da, mulțumesc! Într-adevăr, noi avem o diasporă destul de numeroasă în Europa și situația este diferită per țară. Iată, dacă e să luăm cazul Italiei, în Italia, marea majoritate a femeilor lucrează în domeniul îngrijirii domestice, da, badante sunt în Italia multe doamne. În primul rând, pentru ca ele să, când se întorc în Republica Moldova, să-și poată continua activitatea, să fie utile pentru societate, trebuie să le creăm acest cadru legal. Pentru că în Republica Moldova această profesie de îngrijitor domestic nu este reglementat, sau nu era reglementat până de curând. Deci noi am introdus profesia de bonă, dar va trebui să standardizăm și profesia de îngrijitor domestic sau lucrător domestic. Noi avem asistent personal, dar asta e un pic altceva. Pentru persoane cu dizabilități severe, de obicei sunt rudele de gradul 1 și așa mai departe. Deci, primul pas este ca aceste femei să se poată, sau și bărbați, evident, dar sunt în mare majoritate femei, să se poată reintegra, să-și găsească un rost. Că și după 60 de ani poți să ai grijă de cineva dacă vrei să te întorci în Republica Moldova. Asta este primul pas. Al doilea pas, în ceea ce privește veniturile sau pensiile acestor persoane. Anul trecut a fost negociat cu Italia un acord social în domeniul securității sociale. Da, un acord în domeniul securității sociale cu Spania, ceea ce înseamnă recunoașterea reciprocă a stagiului de cotizare și, cu alte cuvinte, dacă persoana, dacă un cetățean moldovean sau un cetățean din Republica Moldova a cotizat în Italia și se întoarce în Republica Moldova, să poată primi pensia italiană aflându-se în Republica Moldova. Fără un asemenea acord, acest lucru nu este posibil. Okay? Deci, acest acord este semnat între guverne, el încă nu e ratificat de Parlamentul Italiei. Dar aici e o chestie diplomatică, trebuie să mai punem un pic presiune. Ele de obicei durează un an, doi până să ratifică aceste acorduri, că așa durează planificarea legislativă la ei. Deci, pe acest aspect, noi deci am semnat cu Grecia, cu Italia, acum negociem cu Franța, cu Irlanda, dintre țările mai mari, cu Spania am semnat deja, tot anul ăsta am semnat cu Spania. Deci noi extindem... Cu Franța suntem în negociere de anul trecut, încă n-am semnat. Cu Franța e un pic mai complicat, francezii sunt mai atenți la asigurările sociale, pentru ei mai cozi. Trebuie să înțelegeți că pentru toate aceste țări din Europa este un cost adițional pentru ei. Da? Pentru că noi avem câțiva lucrători francezi, italieni, greci în Republica Moldova, dar proporția e diferită. Da? E un cost adițional și pentru noi, dar e foarte mic. Pentru ei este un cost adițional mai mare și atunci ei negociază, dar cumva mai iau ceva timp, mai estimează și nu știu ce. Deci astea sunt soluțiile pe care putem să le avem pentru cei din diaspora.
În plus, mai este Biroul de Relații cu Diaspora, care are programe de investiții în Republica Moldova, pare 1 plus 1, 1 plus 2, pentru atragerea investițiilor din, din diaspora. Asta, mai avem o întrebare. Bună ziua, mie îmi spune Cristina, sunt de la platforma suntpărinte.md și am câte o întrebare pentru fiecare, pentru doamna Neghina Abazada. Aș dori să o întreb pentru că noi deja de câțiva ani facem reportaje despre sarcinile neplanificate, inclusiv la fetele adolescente, fetele minore, și foarte des ne trezim cu mai multe comentarii din partea, în special a femeilor, despre faptul că noi promovăm prevenirea sarcinii neplanificate în contextul în care Moldova se confruntă cu o natalitate foarte scăzută. În cazul dat, întrebarea este cât de corect este să vorbim despre creșterea natalității din contul sarcinilor neplanificate. Excelentă întrebare, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Da, într-adevăr, noi dorim ca fiecare sarcină să fie una dorită. Noi vrem, în special atunci când vorbim despre fete, despre adolescente. Deci, sarcina principală este să lucrăm împreună ca să ne asigurăm că fiecare sarcină este dorită. După care, chiar și dacă avem un declin al fertilității, noi oricum vrem ca sarcina să fie dorită. Deci, planificarea familiei, care adesea se limitează la instrumente de control al fertilității, de fapt, nu este asta. Și, de fapt, asta ține de instrumente de planificare a familiei, adică perechea poate folosi această planificare a familiei pentru a-și planifica sarcinile. Adică femeile pot planifica, pot educația, perechea poate decide care ar fi distanța între nașterea ambelor copii sau care ar fi cel mai bun capital economic pe care ar vrea să-l acumuleze între cei doi sau trei copii pe care și doresc. Deci o să vă dau aici doar un exemplu al țărilor nordice, acolo unde rata fertilității este destul de înaltă, 3 și peste în unele țări. Și planificarea familiei este accesibilă în totalitate acolo, participarea femeilor pe piața muncii este foarte înaltă și aceasta merge mână în mână cu politicile familiilor și cu creșterea fertilității la fel. Și apoi, asta de fapt explică faptul că chiar și în acest mediu în care noi avem o fertilitate în descreștere, accesul la planificarea familiei este un instrument foarte important pentru planificarea sarcinilor și a familiei și scopul este de a avea toate sarcinile dorite. Și asta, desigur, că ne-ar ajuta să prevenim și sarcina în rândul adolescenților și cele neașteptate și ne-ar permite la fel și femeilor și bărbaților să convină împreună când își doresc acel copil. Și în țările precum Republica Moldova, perechele de obicei aleg nu doar să aibă mai puțini copii, deoarece nu își pot permite, dar din cauza că vor să-și asigure un nivel al calității vieții, vor educație de calitate pentru copiilor, ei vor timp de calitate petrecut cu copiilor. Și asta ne oferă, de fapt, acel nivel înalt de înțelegere și de a experienței acestei de părinte. Deci merge mână în mână cu foarte multe lucruri. Noi suntem țări cu venituri scăzute superioare și sunt foarte multe elemente care contribuie la această decizie de a avea un copil sau nu. Deci toate acestea reprezintă o decizie foarte complexă, de fapt. Marcel Spatar. De fapt, este o întrebare pe care ne adresează foarte des cititoarele noastre. Atunci când am făcut materiale despre indemnizația de 1000 de lei, mai multe femei ne-au scris despre indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la 3 ani, că în perioada sarcinii au avut o serie de complicații, respectiv venitul lor a fost unul redus comparativ cu cele 12 luni premergătoare nașterii. Și în cazul datele s-au întrebat, nu e cumva o formă de discriminare a femeilor care în perioada
premergătoare naștere au avut un venit mic și respectiv indemnizația lor este mult mai mică, comparativ cu indemnizația pe care ar fi putut să o aibă dacă, să zicem, acest venit ar fost calculat în baza unei alte baze, da? În baza unui alt algoritm, mecanism. Dacă dumneavoastră examinați cumva o idee de a modifica această calculare a algoritmului. Foarte interesant. Asta se referă la indemnizația pentru creșterea copilului asigurată. Da? Am auzit de faptul că, într-adevăr, veniturile unor femei scad în perioada premergătoare sarcinii sau premergătoare nașterii, în timpul sarcinii, iar baza de calcul, dacă nu greșesc, este ultimele 12 luni. De aceea, ar fi o idee ca femeile să-și poată alege singure sau perioada premergătoare sau perioada imediat anterioară. Cred că ar fi o opțiune, eu am să o discut cu colegii din Parlament, asta ar fi o opțiune foarte bună, pentru că, într-adevăr, dacă există anumite dificultăți, femeia în timpul sarcinii poate, într-adevăr, să nu poată munci la fel de mult sau eficient din diverse cauze. Da, este o idee destul de bună și nu văd un impediment să fie implementată, pentru că are toată logica, mai ales că noi, de fapt, avem și un fenomen invers, pe care poate tot ați auzit, când... Deci cazul pe care îl spuneți dumneavoastră, el este perfect, legitim și trebuie reglementat și se poate găsi o soluție. Noi avem un caz invers, când salariul crește foarte mult în timpul sarcinii pentru persoanele care practicau munca subdeclarată și când se apropie sarcina, atunci își umflă salariile. Și asta o cunoaștem, da? Dar bine, noi nu o să intervenim aici, pentru că aici trebuie mai multă atenție. Dar cazul pe care îl expuneți, sunt de acord și trebuie reglementat. Mulțumesc foarte mult. Mai fac un call prin sală ca să văd dacă mai sunt întrebări. Că dacă nu, mai am eu una. Ok. Nadia Bocan, Jurnal TV. Bună ziua, domnule ministru, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, în mare parte despre depopulare și în speție despre depopularea localităților rurale din Republica Moldova, pentru că toate politicile despre care țin, cel puțin după mine, de orașe, da? De acele etichete despre care ați vorbit pentru creșe, despre tot felul de politici de susținere a părinților, a tinerilor părinți. Țin mai mult de orașe ori de centrele raionale mari. Ce facem cu satele? Pentru că în ultima perioadă avem o tendință foarte urâtă. Lumea pleacă din sate, avem sate cu un om, cu 10 oameni, cu 14 oameni, într-un sat mare, destul de mare, și asta este destul de urât. Aveți politici sau acțiuni, idei pentru a reînvia satele din Moldova? Și asta este o problemă complexă, dar acum pe palierul nostru, ca să răspund pe politicile sociale. Nu toate politicile sunt orientate către zonele urbane sau orașe mai mici. De exemplu, politica de mini-creșe de tip familial este exact pentru localitățile mai mici. Da, bineînțeles că nu satele cu 14 oameni, aici cred că trebuie o altă abordare, dar satele care au câteva sute de oameni, care au grădinițe sau școli, pentru aceste sate, eu cred că această soluție este una foarte bună, pentru că noi de asemenea vom și subvenționa aceste mini-creșe, crearea lor, mai bine zis. Da? Adică din partea statului va fi o susținere financiară pentru gospodăria care vrea să creeze aceste mini-creșe. În sate există astăzi asistenți parentali profesioniști. În sate există, care iau la îngrijire copiii care nu sunt ai lor. Numai că asistentul parental profesionist duce copilul mai mulți ani. Și e vorba de copii de orice vârstă, da? Dar această practică de a îngriji de copiii care nu sunt ai tăi există în zonele rurale. La noi oamenii sunt destul de deschiși la inimă și se găsesc familii care ar vrea să facă și practică de fapt asta, doar trebuie să le dăm o formă legală și să-i susținem. Un alt mecanism
este ajutorul social. Oricât de nepopular ar fi, el este un instrument care există și care poate fi utilizat mai eficient. Și în acest an noi am făcut câteva modificări la programul de ajutor social, două dintre ele foarte importante. Prima, oamenii care sunt apți de muncă trebuie să muncească pentru a beneficia de ajutorul social și ei treptat vor fi scoși din sistem, pentru că noi avem foarte mulți care stau mulți ani. Și doi, a fost crescut substanțial ajutorul social pentru familiile cu copii. Adică părinții muncesc, nu le ajung salariile, veniturile, pentru că sunt mici salariile în zonele rurale, dar dacă ei muncesc și au și copii, atunci statul îi ajută prin programul de ajutor social. Ca să înțelegeți cât de mult a crescut, anul trecut venitul asigurat per copil era de în jur de 900 de lei, acum venitul asigurat per copil este de 1400 și ceva, nu mai știu exact, 1418 dacă nu greșesc, dar trebuie să verific, peste 1400 de lei. Deci este o creștere cu cel puțin 500 de lei per copil a ajutorului social pentru familiile care se califică pentru acest lucru. Dar încă o dată părinții trebuie să muncească. Deci astea sunt, știu că nu sunt suficiente, trebuie create locuri de muncă, atrase investiții în zonele rurale, de asta se ocupă alte ministere. Nu poate ministerul nostru să rezolve toate, dar este cumva o abordare și noi ne uităm la zonele rurale, aveți dreptate că asta este o provocare aparte. Deci cam astea două politici principale ar fi, care îmi vin acum. Mai este încă una, noi o să reformăm sistemul de asigurări sociale integral. Este o reformă foarte amplă și foarte ambițioasă și vrem să creăm poziții de specialiști în drepturile copiilor, care nu există astăzi. Inclusiv, așa cum sunt asistenți sociali comunitari, așa vrem să fie și asistenți sociali specializați pe drepturile copiilor, dacă nu în fiecare sat, măcar 1-3 sate în clustere de sate, pentru ca ei să lucreze mai direct cu copiii în aceste zone. Cred că asta o să facem în perioada următoare, sper să ne reușească. Mulțumesc. Mersi. Legat de depopulare, și eu recent am fost prin câteva sate în nordul țării și am văzut foarte multe sate, așa cum a spus și colega mea, cu foarte puțini locuitori și mare parte erau vâsnici. Cei ce ne-au zis ei, ce ați menționat un pic dumneavoastră, că nu ține neapărat de Ministerul Muncii, ei voiau mai mult infrastructură și ei credeau că dacă o să aibă drumuri de acces către localitate, dacă în localitate va funcționa, vor fi afaceri, cumva satele vor înflori. Aici este foarte important programul Satul European. Și este foarte important și rolul autorităților publice locale, rolul primarilor, rolul consiliilor care să scrie proiecte și să avanseze proiecte. Pentru proiecte de infrastructură, fondul satului european a fost crescut substanțial în acest an, nu mai știu exact cifrele, dar cu siguranță le găsiți ușor, și sunt sute de proiecte care se implementează. Da, și asta o vom continua să facem. Mersi și doamna. Există un concept iarăși ceva cu microfonul. Deci, persoanele, există un concept al localității prietenoase persoanelor vârstnice. Este foarte important de stabilit legătură între acest concept și autoritățile publice locale. Și aici este vorba nu doar de infrastructură, dar și acces online la servicii, mobilizare. Vom discuta cum putem implica și bibliotecile locale prin crearea diferitor cluburi, activități, pentru că suntem oameni noi toți și este foarte important ca să existe aceste legături în comunitate, ca persoanele în vârstă, într-adevăr, să se simtă importante și vie. Please take your... Yeah, okay. Mergând iarăși prin sate, am văzut în mare parte foarte multă populație îmbătrânită. Știm deja că în puțin timp o să atingem, probabil, practic 50% va fi populația de la 60 de ani și mai mult. Este acum, în momentul de față, în Republica Moldova, îmbătrânirea o oportunitate sau încă mai este o amenințare? Ce credeți dumneavoastră? Absolutely. Absolutely. Absolut.
oportunitatea constă în faptul că ministerul, guvernul sunt foarte deschise. Este o abordare absolut nouă. Acest concept al îmbătrânirii active deja se implementează în mai multe țări europene. În Asia, uitați-vă la Japonia, de exemplu, sau Coreea de Sud. Ei au recunoscut că îmbătrânirea face parte din viață, face parte din realitate. Și care sunt oportunitățile? Evaluarea competențelor existente, înțelepciunii și crearea programelor speciale anume pentru persoanele în etate. În baza de abordări diferite a competențelor profesionale sau prin legătură cu crearea legăturilor între generații tinerii. Și pentru că persoanele după 60 mai au și energie și cunoștințe și în acest lucru constă oportunitățile. Republica Moldova, domnule ministru. Cum îți așterni, așa vei dormi. Noi pregătim politici de care o să ne bucurăm și noi în viitor, da? De aceea, dacă o să fim muncitori și harnici, o să avem opțiuni la bătrânețe. Activ și da, bătrânie activ, da. Și doar mersi. Puțin încă. Noi ce nu am prea atras atenția este la procesul migraționist. Știm că în fiecare an, cifrele arată că în medie cam 150.000 de oameni părăsesc Republica Moldova. Mulți dintre ei sunt la vârsta fertilității, aleg alte țări în care să dea viață copiilor și iarăși o tendință este că pleacă acum nu lumea care are nevoie de bani, dar pleacă lumea care are bani, are un salariu ok, potrivit în Republica Moldova, dar pleacă pentru că vrea alte condiții pentru copiii care iau acum la momentul de față, în mare parte sunt copii mici sau celor care urmează să le dea viață. Intuiesc că aveți acest precăutați cumva la minister, iată acest aspect și dacă aveți cumva de a pune frână acestui proces. Asta este o rezultantă, este efectul tuturor politicilor statului. Noi săptămâna trecută la guvern am votat noua structură a ministerului nostru și în noua noastră structură vom avea o direcție care va fi responsabilă de politici de eradicare a sărăciei și de standarde de viață. Noi acum nu avem o metodologie de a estima sau de a cuantifica ce înseamnă trai decent, viață decentă. Multe state europene au asta și cuantifică ce înseamnă trai decent. Asta îți setează un obiectiv pentru negocierile pentru salariul minim, pentru multe alte politici. Deci noi trebuie să definim care sunt acele servicii minime pe care trebuie să le oferim populației, să vedem cât asta costă, care este acel salariu minim pe care trebuie să-l oferim, cât costă bugetul acest salariu și așa mai departe. Deci nu este posibil să oprești oamenii la frontieră. Oamenii trebuie să decidă singuri unde doresc să trăiască. Și acel user experience despre care am vorbit, ca oamenii se simtă conectați la stat, chipul persoanei care îți stabilește dreptul pentru indemnizații contează. Important este să avem oameni și asta vrem să obținem și prin reforma asistenței sociale sau a sistemului de servicii sociale, ca interfața statului cu care comunică cetățeanul să fie prietenoasă, să nu fie supărată pe viață. Da? La noi, din păcate, asistenții sociale au sărmanii ei salarii că s-ar califica la ajutorul social. Și lucrurile astea trebuie schimbate și în mentalitatea a conducătorilor țării, ca să înțelegem că prioritatea noastră numărul unu sunt oamenii care lucrează pentru noi, care lucrează pentru stat. Bun, nu-i una dintre prioritățile numărul unu, da? Dar e o prioritate foarte importantă. Din păcate, salariile în sectorul public astăzi în Republica Moldova sunt 20% mai mici decât salariile în sectorul privat. Noi pierdem concurența, nu cu Uniunea Europeană, noi pierdem concurența, noi, adică guvernul, pierdem concurența cu mediul de afaceri din Republica Moldova. Oamenii buni, oamenii, toată lumea e bună, oamenii competenți merg în mediul privat. Și asta scade calitatea serviciilor publice. Noi trebuie să înțelegem că dacă vrem servicii publice calitative, trebuie să remunerăm oamenii
care prestează aceste salarii corespunzătoare. Și lucrurile, dacă o să meargă pe această direcție, eu știu că acum guvernul caută soluții pentru a crește semnificativ salariile în sectorul public, dacă o să ia această direcție, eu cred că se vor rezolva treptat. Mersi. Mersi. Noi încetişor ne apropiem de finalul evenimentului, de ce mai vreau să văd dacă mai sunt întrebări în sală. Da, dacă nu, vreau să vă reamintesc că am asistat la un club de presă organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova și de ce a fost organizat este pentru că suntem în ajunul unui eveniment important, cum ziceam, mâine. Calculele estimative sunt, dar mă rog, mâine atingem cifra de 8 miliarde de oameni pe glob, este vorba de 8 miliarde și fiecare dintre noi poate profita de acest moment oportun, astfel încât să contribuie la îmbunătățirea acestui proces și la bunăstarea noastră personală, dar și la bunăstarea întregii planete. Și pe final mai vreau încă un pic să vă mai chinui și să vă rog să ne spuneți cum contribuiți dumneavoastră personal la o lume mai bună, fiind unul din cele 8 miliarde de oameni. Eu cred că fiecare trebuie să-și facă sârguincios, cu responsabilitate și cu demnitate meseria. Și atunci vom reuși. Ok, mersi. Doamna Bazada. Simplu. Același lucru din partea mea, eu cred că contribuția principală ține de muncă de calitate și respectul, aprecierea persoanelor în jurul nostru cu care lucrăm și să facem tot ce putem la locul în care suntem, pentru țara, cetățenii cărora suntem. Pe lângă acest club de presă, mâine mai este organizat un super eveniment la care cred că toți jurnaliștii trebuie să fie prezenți. Este vorba de un flash mob care va fi organizat în scoarul Teatrului de Operă la ora 2. Din cât înțeleg, vor fi prezenți în jur de 150 de oameni din toată Republica Moldova, de toate vârstele. Este vorba de tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, pentru ca să celebrăm această cifră unică de 8 miliarde de oameni pe glob, o lume, așa cum vedem, o lume cu posibilități infinite. Și de asemenea, va mai fi și instalată o instalație simbolică, ne putem face fotografii mâine, începând cu ziua de mâine, în preajma Natalia Scoarului sau la grădina publică Ștefan cel Mare, așa că îndemnați cât mai multă lume să vină să-și facă fotografii ca să promovăm acest mesaj. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și o fotografie de final, înțeleg că trebuie să facem, ca să celebrăm momentul unic. Mersi foarte mult pentru prezență.